3. Am înțeles, o luăm de la, cap. Uh-huh. O luăm. Verificare, să fie toți, se face apel. Se invită oficial. Se studiază documentația, se trage și tot așa. Bine. Deci astea sunt procedurile legale. Și când avem procesul verbal, ținem până când avem eu pentru lotul 3? Nu, când avem procesul verbal pe lotul 4 și știm dacă s-a recepționat sau nu, după aia se face toată procedura pentru lotul 3, se merge pe lotul 3, se vine înapoi, se analizează documentele, se compară cu ce s-a găsit la fața locului. Da, păi da, că aici așa, se analizează documente, se analizează situația de la fața locului, se compară și se iau decizii. Deci asta e procedura standard. Deocamdată așteptăm să fie semnat locul 4.